Un ajutor venit la timp poate transforma o inițiativă într-o poveste agri de succes. Ultimul an a fost unul dificil și plin de provocări pentru fermieri. Au rezistat cei care s-au adaptat și cei care au găsit sprijin pentru activitatea lor. Zona centrală a țării are un potențial mare de creștere la cultura de cartofi, dar și în zootehnie. Fermierii au acum ocazia să acceseze programe speciale, cum ar fi investiții pentru achiziții de terenuri agricole, extinderea fermei sau pentru sistemele de irigații. Nevoile fermierilor se schimbă în funcție de vremuri, iar ultimul an confirmă mai mult ca oricând acest lucru. Iar pentru a fi competitiv pe o piață în expansiune, e nevoie de o abordare personalizată și de un pachet de servicii care să ofere fermierilor siguranță. Agricultura este o poveste de a investi, de a ameliora, de a moderniza, de a tehnologiza. Deci, agricultor acum nu mai este un tractor sau un combine. Este mult mai mult. Este tot tip de echipamente cu GPS, drone, investiție în irigație, investiție în stocar, depozitar. Închidem la 360 de grade serviciile și produsele oferite fermierilor agriculturii românești, de la sămânță, motorină, bani, inputuri, absolut tot. Consultanță, consiliere. Fermierii s-au reîntâlnit la Brașov, unde împreună cu specialiștii au căutat soluții inovatoare pentru o agricultură modernă, cu impact asupra comunităților locale. 1, 2, 3. Un mix de activitate care pentru mine este viitorul zona asta. Cartofi. Cultură special, svecla, faci de carne, faci de lapte, tot tip de activitate care se dezvoltă, care devine de ce în ce mai performant. Și mă bucur că putem, ca Agricav, ne putem ajuta aceste sectori, aceste segmente să se dezvolte. Este bine că oamenii să aibă unde să meargă efectiv fizic, să interacționeze, să își spună ofurile, păsurile și să găsească ajutor profesionist de specialitate de la oameni care chiar știu și se pricep și îi ajută în toate domeniile legate de activitatea lor. Întreaga echipă de specialiști participă activ la dezvoltarea unei agriculturi performante prin intermediul inovației și expertizei solide în agribusiness. Ne adresăm aici fermierilor din zona centrală a țării, zona centru, cum o numim noi, județele Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu. Arătăm prin lucrul ăsta faptul că agricultura e prezentă în regiunea asta, distanța dintre fermieri și noi să se micșoreze. Ai nevoie de bani pentru ca să poți finanța agricultura. Este o mentalitate nouă, dar o mentalitate bună și eu zic să luăm ce-i bun până la urmă și să luăm de la cei care au folosit deja în afară și să aplicăm și la noi. Lorena Adam este studentă și spune că este esențial ca fermierul să fie un om de business pentru ca afacerea lui să se poată dezvolta. Ea este bursiera programului Tiner Lider pentru Agricultură. Cursuri de marketing, de branding ne-au atenționat la ce trebuie să fim atenți în contractele de arendă sau în orice alte contracte. Deci programul este foarte complet și ne ajută foarte mult să ne schimbăm puțin gândirea și să fim mult mai atenți pe viitor în afaceri.